Ministerul American al Justiției a ordonat luni confiscarea a două avioane aparținând oligarhului rus Roman Abramovici. Motivul ar fi fost că respectivele aeronave au fost utilizate încălcând sancțiunile adoptate împotriva Rusiei după invadarea Ucrainei. Conform Digi24, Ministerul American a explicat în documente juridice că cele două aparate zburaseră în teritoriul rusesc pe instituirea în 2 martie a reglementărilor americane asupra exporturilor. Cele două avioane, în valoare de peste 400 de milioane de dolari, sunt de origine americană, iar proprietarul lor, miliardarul Roman Abramovici, a dispus ca acestea să zboare în martie până în Rusia, fără să fi cerut licență specială de reexport potrivit ministerului. Această Echipa din care fac parte 10 procurori și anchetatori din mai multe servicii americane are misiunea de a ancheta încălcarea sancțiunilor adoptate împotriva Moscovei după invazia în Ucraina și să organizeze confiscarea bunurilor oligarhilor. Ministerul Justiției American nu a indicat unde se află în prezent cele două avioane. În același timp, Roman Abramovici, fostul proprietar al clubului de fotbal Chelsea, nu a fost plasat pe lista personalităților sancționate de către Statele Unite ale Americii.